Salut, prieteni, ce faceți? Sper că toată lumea e bine. Astăzi sunt la Hairport, unul dintre cele mai faine saloane de cosmetică, frizură din Cluj. Prietenul meu Rareș, Sebi, Mariana, Laura, îi găsiți aici. Și pe lângă ei am pe prietenii mei foarte buni, Antonio și Tibi de la Alpha Films. Sunt printre cei mai buni pe domeniul de editare video. Nu zic cei mai buni, că e bine să nu ne lăudăm, fiindcă sunt foarte mulți în domeniul vostru bun, știți, băieți. Da, sunt meseria tare. Pe lângă asta e și cântă și sper să trageți tare, să faceți treaba bună și acolo. Super talentați la versuri, vă recomand să-i urmăriți TNT pe, TNT pe YouTube. Da, TNT, cum se aude? TNT, exact cum se aude. Aici e Fashion Lounge-ul de la Hairport. Avem câteva haine pictate de Mariana. Aici e ultima geacă pe care a făcut-o Mariana. Super, super mișto, făcută pentru o prietenă bună, Agnes. Urmează să-i o dăm. Asta e tricoul cu Bruce Lee. Asta e gecuța mea cu mâna lui Adam și a lui Dumnezeu. Ideea e că e oficial, am început, facem haine pictate. Cui îi plac și are nevoie, nu ezitați. Ea e Mariana, ați mai văzut-o, dar o vedeți și acum, Mariana Duhanes, o vedeți și în tag. Ea e artistul. Fără ea nimic nu s-ar întâmpla, dar vreau să vă mai arăt o persoană fără de care nimic nu s-ar fi întâmplat. Ia uitați-l, el e șeful de fapt, Rareș, Bigiul, ați văzut probabil și... Șeful la bani? Nu, no, băiat de treabă, nemaipomenit. L-a pupat. Dacă aveți nevoie de anumite gești pictate, momentan facem totul la comandă, acum urmează să dezvoltăm și propriile noastre produse. Dar mai durează puțin până putem să realizăm acest lucru. Deci tot ce o să facem o să fie pe bază de comandă 100%. Încă o dată, se poate picta orice. Produsele principale pe care le pictăm o să fie gecile. Sunt gecile din piele, piele ecologică, piele naturală, geci din blugi, tricouri, bluze. Principalele sunt gecile și încălțămintea. Deci încălțăminte... Putem picta așa cum facem câteva modele și o să vi le prezentăm și pe acelea. Prețurile variază în funcție de complexitatea lucrării. Aici Mariana știe foarte clar, în momentul în care cineva ne cere un produs pictat, Mariana o să vadă, ne trimite poza cu ceea ce vrea să fie pictat și Mariana o să vadă specific cam cât timp se investește în acel lucru, câte materiale se folosesc, mă refer la vopsele. Iar apoi se face un preț. Încă nu le avem 100% bătute în cuie, dar dacă este o pictură, acum o marjă de prețuri există. Spre exemplu poate fi 200 de lei, poate fi 500 de lei, poate fi 600 de lei. Deci depinde de complexitatea picturii pe geacă sau pe produsul dorit. Avem și instrucțiuni de întreținere a produselor pictate. O să fie și etichete prinse pe produsele noastre, bineînțeles. Celelalte o să primească fie în format fizic, o broșură micuță cu instrucțiunile și recomandările, fie în format digital, o astfel de broșură. Fiecare produs pe care îl facem este și documentat video, cum rezistă în timp la purtări. Agnes, spre exemplu, o să vedem specific geaca ei, cum rezistă, cum se comportă. Până acum tot ce a făcut Mariana a rezistat foarte bine. Există anumite recomandări la materiale textile, cum ar fi geaca din blugi sau tricou sau orice textil. Trebuie spălat la o anumită temperatură, deci nu poți să-l bagi ca pe un tricou simplu, banal, l-arunci acolo în mașină și dai drumul. De asemenea, gecile din piele sau piele ecologică nu se duc la curățitorii chimice, fiindcă vopselele cel mai probabil nu o să reziste bine la diversi agenți chimici. Și cam asta e pentru moment. Încă o dată, oficial, am dat drumul proiectului și o să vă ținem la curent cu ce dezvoltăm mai departe. O zi frumoasă tuturor și toate cele bune până data viitoare!